E o informație care vine în țara asta de la Vladimir Putin. E la Clubul Valdai, a vorbit toată ziua, a făcut tot felul de declarații, una mai grozavă decât cealaltă. De exemplu, Vladimir Putin spune că nu rușii au pornit războiul din Ucraina. Ei sunt acolo ca să-l oprească. Tot Putin spune că Rusia nu are nevoie de teritorii în plus pentru că e cea mai mare țară de pe planetă și că războiul ăsta din Ucraina nu este unul teritorial. Nu știu dacă auziți, dar eu îi văd icnind pe invitații din platou pentru că toată lumea râde pe înfundate pe aici de grozăviile pe care a putut să le spună Putin. Dar mai e una. Tot grozăvie. Putin știe precis că în avionul lui Prigojin lumea era beată și drogată, motiv pentru care la un moment dat Prigojin și anturajul au început să-și arunce unii altora grenade de război. Și la un moment dat cineva a aruncat o grenadă fără cui. Și s-a produs accidentul în care a murit patronul Wagner. Închidem capitolul declarații surprinzătoare cu Vladimir Putin la Clubul Valdai și vorbim despre amenințarea nucleară. Pentru că New York Times are imagini din satelit care ne arată că în 20 și 28 septembrie la un poligon de încercare pentru armele nucleare pe care rușii l-au la Novaya Zemlya în Arctica s-au produs mișcări de arsenal nuclear. Americanii știu precis că este vorba despre o rachetă care se numește Burevestnik. I se mai spune acestei rachete Cernobâlul zburător, pentru că are motor nuclear și pentru că în urma ei ar rămâne un nor care are efect radioactiv. E o rachetă cu un istoric foarte interesant. Între 2012, când rușii au început să o testeze, și 2019, niciun test nu a fost reușit. În 2019 a existat un accident masiv, uriaș, din cauza acestei rachete, în care au fost degajate radiații. Cel puțin cinci oameni au murit atunci în 2019. Din 2019 încoace, rușii ar mai fi încercat să o testeze de 13 ori. Nu știm dacă au fost reușite sau nu respectivele teste. Vedeți în imagini, la un moment dat, două avioane. Ele sunt foarte importante pentru că fac parte din exercițiu. Rușii înșiși folosesc avioanele acelea pentru a măsura radiațiile. Acum, ca să ne dăm seama că manevra asta este una importantă și a pus în alertă NATO, trebuie să vă spunem că din această dimineață au intrat în misiune două avioane speciale trimise de americani special din Statele Unite în Europa. Unul dintre ele măsoară radiațiile de la distanță, celălalt urmărește, poate vedea, e un avion radar, a fost ridicat deasupra peninsulei Scandinave, pentru a urmări ce se întâmplă în acest poligon de încercări de la Novaya Zemlya. Pentru că vă spuneam câte grozăvii a spus Putin astăzi, trebuie să aflați că printre ele a fost și declarația că testul a fost făcut deja. Numai că nimeni nu l-a văzut. Vă dați seama că o rachetă cu motor nuclear nu poate fi testată fără ca o astfel de întâmplare să fie depistată, domnule profesor Pârvulescu. Și așa ne aducem aminte la tot felul de teste pe care Putin le-a mai făcut din fața ecranului. Ar fi fost teste electronice, teste simulări și așa mai departe. Totul în contextul în care în weekend, sâmbătă, Putin împlinește 71 de ani și toată lumea se așteaptă ca rușii să-i facă lui Putin un cadou, acesta să fie cadoul? De ce nu? Ar putea să fie și acesta cadoul pentru Putin, dar să revenim puțin asupra Valdaiului, pentru că știți, este momentul de apogeu al unui an putinist. Valdai este transmontana lui Vladimir Putin, în care își adună oamenii în sală de 20 de ani aproape și își expune punctul de vedere despre politica internațională. E vorba de un public ales. Pe vremuri făceau parte și foarte mulți americani și occidentali, acum sunt din ce în ce mai puțini și din cei care sunt favorabili, dar acolo Putin se dezlănțuie, cum ați descris mai devreme, și exprimă atât punctul de vedere în ceea ce privește politica internațională, în ceea ce privește ideologia, cât și are scăperi de genul celei de care ați vorbit referitoare la jocul cu grenadele a lui Prigojin. Acum, e foarte probabil că acest test n-a avut loc.
Numai că declarația lui Putin este menită să avertizeze și face parte din jocul lui amenințător, din jocul cu escaladarea nucleară, prin care încearcă să țină sub control reacția Occidentului, în special sprijinul pentru Ucraina. Pentru că vedeți dumneavoastră, în același timp, apropo, astăzi a avut loc la Granada, uităm să subliniem acest lucru, întâlnirea liderilor europeni, a treia după cea de la Paris și cea de la, din Moldova, din Republica Moldova, este a treia întâlnire. Ori acolo Zelenski avertiza, prezent fiind fizic, asupra consecințelor unei victorii rusești. Și în acest context trebuie să punem amenințările lui Putin, pentru că amenințarea nucleară face parte din strategia lui Vladimir Putin de a pune, de a ține sub control occidental. Să le spunem telespectatorilor că racheta asta Burevestnik are indicativul 9M730 pentru ruși, mai puțin important, dar pentru NATO se numește Skyfall. S-ar putea să vă aduc aminte de ceva. Ion Meioniță. Descrierea din New York Times este foarte precisă. Se spune, de exemplu, că între 20 și 28 s-a ridicat prelata de pe această rachetă care a fost trasă de un tractor, a fost dusă acolo. Descrierea asta precisă te poate duce cu gândul că e un soi de semnal de informație comunicată de americani rușilor. Da, nu se poate întâmpla nimic fără să știm. Sigur că tehnologia permite așa ceva. Sateliții lucrează și urmăresc cu mare atenție tot ceea ce se întâmplă, pentru că fiecare amănunt contează. Dacă vezi o urmă de tractor sau dacă vezi un silos nuclear, că se întâmplă ceva neobișnuit acolo, o prelată și așa mai departe. Informația este interpretată. Bineînțeles, sunt foarte multe mulți analiști care lucrează, sunt tot felul de semnale, știm despre ceea ce este vorba, vă urmărim și este și rațiunea pentru care de foarte multe ori apar asemenea informații sensibile în presă, tocmai pentru a nu merge mai departe. Însă, da, Rusia are ca ultim motiv, să spunem, pentru a justifica ceea ce face în Ucraina, ultimă reazem, să spunem, armamentul nuclear. Suntem o putere nucleară și atunci trebuie să acceptați tot ce facem noi, pentru că putem să vă amenințăm cu armament nuclear, ceea ce n-a făcut nimeni niciodată. Rusia și fosta URSS sunt singurele state care au amenințat cu distrugerea nucleară. Chiar dacă sunt și alte puteri nucleare, n-ați auzit niciodată un lider vorbind despre folosirea armelor nucleare. Iată că ei folosesc. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Nu, nu mă referam la cei care... Mă referam la puterile nucleare declarate. Ok. La puterile recunoscute, să spunem, chiar dacă sunt și alte state... Cele pe care le numeri pe degetele unei. Da, cele care sunt în Consiliul de Securitate. Da. Dar... și sigur că folosește. Mai ales într-un moment crucial. Războiul din Ucraina a schimbat lucrurile într-o asemenea măsură și a accelerat schimbarea istoriei, încât nici nu o vedem. Deci viteza este atât de mare că nu percepem. Cum trece un tren în mare viteză, stai pe peron, nu mai vezi vagoanele. Corect. Vezi doar o mișcare continuă. Așa și aici. Ne ia timp să ne întoarcem ca să vedem fiecare cadru, frame cu frame, și să înțelegem ce ni se întâmplă. Într-adevăr, domnul profesor Părvulescu spune foarte bine și e bine să vorbim de Putin, dar să vorbim și ce se întâmplă în restul lumii, pentru că Europa acum este într-un moment absolut crucial. Sunt în Granada acești oameni care trebuie să hotărască lărgirea Uniunii Europene. Cu Ucraina, Republica Moldova, în primul rând, Balcanii de Vest. Este un moment fundamental. Poate să fie, să schimbe istoria. Cine s-ar fi gândit? Dacă nu era războiul, nu am fi vorbit niciodată despre integrarea Ucrainei în UE sau în NATO. Niciodată. Nu se punea problemă. Iată că în numai un an și jumătate lucrurile s-au schimbat, nici măcar să li se dea, să li se ofere candidatura. Statutul de stat candidat nu s-ar fi pus problemă. E, acum, candidatura a fost oferită anul trecut celor două state, Moldova, nu mă refer și la cele care așteaptă de ani de zile în Balcanii de Vest și o Uniune Europeană care a dormit și a abandonat marile proiecte
din cauza problemelor interne, migrație și așa mai departe, și-au uitat că sunt state care așteaptă, care sunt de ani de zile, vor să fie acolo, Macedonia de Nord, Albania și așa mai departe. Acum Moldova, Republica Ucraina, care așteaptă acest semnal. Acum se va decide. Poate nu se va decide odată și aici sunt multe dispute când vor intra 2030, cum a spus și Charles Michel. Dar se va lua această decizie fundamentală. Asta enervează la culme pe ruși. Și asta creează reacția aceasta, adică pur și simplu decizia aceasta care probabil nu va fi explicată niciodată, a declanșării unui război inutil, complet inutil pentru Rusia, pentru că n-avea aceste probleme, a dus această decizie la Ucraina și Republica Moldova candidate în Uniunea Europeană, la Suedia și Finlanda în NATO, în NATO, la o graniță de 1000 și ceva de kilometri în plus a Rusiei cu NATO, a dus la schimbări fundamentale și poate duce la transformarea Uniunii Europene într-un jucător, într-o superputere globală. Bineînțeles că cu problemele ei, cu Victor Orban, nu discut despre asta. Dar liderii ai Uniunii Europene încep să gândească acum despre Uniunea Europeană ca despre o putere globală, ceea ce înainte nu se punea problema. Era un soft power, era o putere economică, era o piață, era un loc unde se trăiește cel mai bine din lume, în Uniunea Europeană se trăiește cel mai bine din lume. Și am văzut o statistică, un sondaj de opinie, chiar o cercetare, nu sondaj de opinie, pe cifre, a început să crească foarte mult numărul americanilor care fac cerere de stabilire, rezidență în Uniunea Europeană, pentru că se trăiește mult mai bine aici. Suntem în acest punct crucial. Bineînțeles că sunt și lideri care nu vor. Am vorbit despre Victor Orban. Știu ce se va întâmpla. Dar totuși este o transformare uluitoare și Rusia își dă seama că a condus lucrurile într-o direcție pe care nu voia să o conducă. Pauză. Și când întoarcem, vom vorbi despre faptul că Banca Națională a României vede scumpiri. E un semnal pe care, sigur, guvernul nu l-aștepta, nu avea nevoie de el, mai ales că intră în conflict cu ce spune premierul Marcel Ciolacu. El spune că de 3 luni de când este prim-ministru, tot aude că vine apocalipsa, cei care o anunță întotdeauna greșesc. Doar că, după Fondul Monetar Internațional, asociațiile patronale, analiștii economici, vine și Banca Națională, care spune că, începând cu anul 2024, din cauza pachetului de măsuri bugetar-fiscale ale guvernului, se văd semnele scumpirilor. Detaliem după o scurtă pauză, vă așteptăm!